A fost odată ca niciodată. Cam așa și începeau bunicii noștri poveștile trăite pe stadioane. Salut! Sunt Răzvan, gazda voastră de la Football Legends. Vă invit să veniți alături de mine să descoperim împreună legendele trecutului. Bunicii noștri vorbeau despre jucătorii de fotbal din trecut ca despre niște zei. Era remarcabil cum își aminteau minutul în care s-a marcat golul, cine a dat pasa de gol sau chiar cine înlocuise marcatorul. Așa ne-au sădit în suflete pasiunea pentru anumite culori și respectul pentru legendele din vremurile lor, Dobai, Dobrin, Nunweiler. În plus, ne-au luat de mână și ne-au dus pe stadioanele impunătoare ale patriei, încă de mici, la celebrele cuplaje dintre echipele bucureștene. Ei pregăteau apa minerală, sandwich-urile și radioul ca să putem asculta etapa și odată ajunși pe stadion, ne făceau coifuri din ziarul Scânteia sau Sportul. Acele meciuri vor rămâne mereu în inima noastră și înregistrate pe retină ca un film vechi pe care îl revezi oricând dorești cu plăcere. Cu siguranță vom deveni și noi bunici și le vom povesti nepoților despre legendele vremurilor noastre, Cămătaru, Balaci, Hagi. Proiectul Football Legends are la bază aceste valori transmise nouă de înaintașii noștri. Respectul necondiționat pentru valorile trecutului, căutarea cu asiduitate a artefactelor rămase din acele vremuri și păstrarea lor în cele mai bune condiții pentru a putea fi oferite ca exemplu nepoților noștri atunci când vom povesti și noi, la rândul nostru, despre legendele fotbalului românesc. Vom putea să avem viitor doar prin păstrarea și respectarea valorilor trecutului și transmiterea acestora către generațiile care vin. Ei se vor bucura de actualele vedete, însă trebuie să știe că fără mingea de cârpă cu care se juca în anii 30, balonul perfect aerodinamic din ziua de azi nu ar fi existat.